V-am invitat astăzi aici să vedem stadiul lucrărilor la sala polivalentă. După cum vedeți, lucrurile sunt în grafic și eu spun doar două lucruri, urmând ca domnul director să prezinteze detalii. 1. În 15 septembrie sala polivalentă va fi gata. Între 15 septembrie și 15 octombrie va fi efectuată recepția, urmând ca după aceea să fie pregătită pentru deschiderea oficială, pe care o pregătim la sfârșitul lunii și vă voi da detalii la sfârșitul lunii octombrie. Vă voi da detalii după ce domnul director va prezenta stadiul lucrărilor și ce mai are de făcut până la sfârșitul lunii septembrie. M-a asigurat domnul director că inclusiv cubul video care a fost deja comandat nu va fi o problemă să ajungă la timp, astfel încât totul să fie terminat în graficul stabilit de către noi, 15 septembrie, practic finalizarea sălii, o lună de zile pentru recepție și după aceea pregătirea pentru inaugurarea oficială. Domnule director, câteva detalii despre stadiul actual și ce mai aveți ce se va face pe și ce mai e de făcut până în 15 septembrie. Deci, așa cum spunea domnul primar, lucrările sunt în grafic, așa precum vedeți, am făcut eforturi foarte mari, am lucrat în program prelungit, în prezent avem aproximativ 260 de oameni, 260 de muncitori care sunt pe șantier și astăzi, mai sigur ca la prima întâlnire sau la prima reuniune care am avut-o, sunt convins că termenul de 15 septembrie este o dată sustenabilă, este o dată reală la care sala, construcția în sine va fi finalizată. Cât la sută mai de făcut și ce? O secundă. Bineînțeles, după data de 15 septembrie, data recepției care ne-am propus-o, vor urma, și este firesc, 2-3 săptămâni de probe, teste, împreună cu reprezentanții primăriei, cu reprezentanții celor care se vor ocupa de întreținerea, de administrarea sălii. Și funcțională între toți parametrii, credem, după toate testele care vom face de climatizare, de sonorizare, de curent slab, de tot ce înseamnă securitate, incendiu și așa mai departe, credem că la jumătatea lunii octombrie, ea va fi dată publicului. Cât la sută mai e de făcut? Ce urmează să se facă? Cum arăta scaunele? Cum arăta cubul? Ce mai e de făcut? Scaunele vor sta jos. Să vă spun, așa cum se vede stadiul construcției, structura de rezistență a clădirii în proporție de aproximativ 95% este finalizată. Partea de arhitectură, de finisaje, cum se vede, suntem la un procent de aproximativ 60%. Partea de instalații mecanice, aproximativ tot un 50-60%. Pe partea de instalații electrice, curent slab, pot să zic că suntem ca procent puțin sub 50%, în jur de 40%. Ei urmând, acum, după ce am finalizat în mare structura, să intre pe partea de finețuri. Ce elemente spectaculoase va avea? Ce va fi spectaculos? Cubul video, bineînțeles. Cubul. Deci, să luăm. Haideți că aici să vă spun ceva. Ceva de așa mai poezie. Deci, lăsați un pic mai jos. Partea picantă. În primul rând, va fi cea mai mare sală polivalentă din România, în momentul în care ea va fi gata. Probabil Bucureștiul într-un an sau doi se pregătește să aibă o sală mai mare decât aceasta, dar până atunci Clujul va avea cea mai modernă și mai mare sală polivalentă din România. 2. Va avea un cub video exact ca și marile săli de competiție sportivă sau de spectacole, care o va face comparabilă și compatibilă cu toate reglementele internaționale. În al treilea rând, partoseala va fi demontabilă. Asta va face ca aici să se poată organiza meciul de basket, handbal, tenis, concerte. Dar și concerte, tenis de câmp, inclusiv se poate amenaja la formă de zgură dacă e nevoie la un moment dat, dar și de gimnastică sau de alte competiții de acest fel. În al patrulea rând, faptul că vom avea panouri solare și structuri care să permită energie regenerabilă să fie utilizată, costurile de întreținere vor fi mai mici. Și asta îi va da o sustenabilitate și o capacitate de a putea face față la provocările pe care le vom avea. Nu în ultimul rând, gradenele și scaunele care vor putea mări capacitatea sălii până la 10.000 arată încă o dată în plus faptul că această sală va fi cea mai modernă din România. După 16 iunie deja vor sosi scaunele și vor putea fi montate tribunele astfel încât pe septembrie să fie gata. Într-un final, cât a costat? Valoarea lucrărilor, valoarea totală a investiției de 88 de milioane de lei, cu TVA.
cuprinde totalul lucrărilor executate, valoarea pe aviz, acordul, comisioane, dirigente de șantier. Scaunele sunt produse în România? Unde? Nu. Au ceva special? Deci toate produsele și toate dotările sportive sunt, în primul rând, conform caietului de sarcini și reglementărilor internaționale, sunt autorizate de către federațiile de sport. Pentru ca sala să fie omologată, ele, produsele respective, inclusiv sistemul de iluminat, sunt de pe o listă scurtă, listă care este aprobată de către FIBA, federațiile de handball, de basket, de volei. Iar în afară vom avea un dublu policarbonat care să o facă compatibilă cu stadionul, astfel încât să se încadreze într-un ansamblu arhitectonic unitar. Și cu video cum va funcționa? Vor fi camere care vor filma în timp real? Vor prelua și vor transmite, sigur. Exact, camere HD. Ce probleme vor avea? Ungri antracit, 7012, ca și RAL, este un RAL propus de către arhitect, în funcție de culori, în funcție de...